Bună seara, bun găsit la tema zilei. Chiar dacă pentru unii elevi a început practic vacanța, pentru alții e o perioadă a emoțiilor. Au examene importante care le pot marca decisiv viața. Se încheie totodată încă un an școlar sub semnul pandemiei și urmează unul cu câteva necunoscute. Discutăm despre toate acestea cu ministrul educației Sorin Câmpeanu. Bun găsit, domnule ministru. Ne aflăm între cele două probe de la evaluarea națională. Haideți să începem puțin cu proba de română. Acolo au fost câteva incidente. Cum vi se pare că s-a desfășurat totul? Și v-aș mai întreba cum vi se pare că a fost acest sistem cu aceste subiecte, cu acest tip de subiecte? În cea mai mare parte nu au fost incidente majore. Sigur, au fost trei incidente în care Ministerul Educației a sesizat foarte rapid organele de cercetare penală, pentru că e nevoie de exemple în aceste situații. E nevoie de respectarea regulilor în sistemul de educație. Cu această excepție, incidentele nu au fost majore. A fost eliminat din examen un singur elev. Vom vedea ce se poate face în această situație. S-au prezentat 94,2% din cei înscriși în evaluarea națională, deci mai mult față de anul trecut, când s-au prezentat 93,1% din totalul celor înscriși, deci foarte bine și din această perspectivă. Este încurajator și îmi pun mari speranțe în rezultatul simulării pentru evaluarea națională, când 65,6%, deci 2 din 3 elevi, au promovat. Au fost 980 de note de 10 la matematică. Asta a arătat că pe parcursul acestei perioade de criză, elevii, în pofida tuturor dificultăților, au făcut eforturi pentru a se pregăti. Este un lucru admirabil. De asemenea, sunt elevi care, pentru prima oară, intră în examenul de evaluare națională după ce au făcut clasa pregătitoare. Este generația, prima generație care a făcut clasa pregătitoare. Îmi place să cred că acest lucru se va resimți inclusiv în rezultate. Oricum, rezultatele vor trebui să fie comparate din perspectiva profilului absolventului de gimnaziu. Pentru că, în ultima instanță, dincolo de note, ne interesează profilul absolventului de gimnaziu. Se va compara profilul proiectat în urmă cu 8 ani pentru absolventul de gimnaziu, adică ce s-a dorit de la absolventul de gimnaziu, și profilul realizat în urma absolvirii gimnaziului în acest an. Sigur, rezultatele vor fi ușor viciate, ușor, sper să fie doar ușor viciate de această perioadă total atipică pe care am traversat. Și cum ar trebui, sau ce așteptări ați avea comparând cele profilul, două? Să fie profilul, să fie mult mai pregătit pentru viața activă, să fie mult mai pregătit pentru continuarea studiilor, să fie mult mai pregătit din perspectiva testelor PISA. Anul ăsta am reușit să organizăm pretestările PISA, anul viitor vor fi organizate testele PISA. De altfel și subiectele din acest an sunt foarte apropiate de modul de elaborare a subiectelor PISA. Văzut că nu au fost considerate foarte dificile de asta este foarte și ideea. Mulți dintre deci gradul copii. De dificultate trebuie să fie mediu. Și la matematică se va urma același nivel de dificultate mâine? Nivelul de dificultate mediu a caracterizat atât modelele publicate anul trecut încă din luna noiembrie, cât și testele de antrenament sau subiectele de la simularea pentru evaluare națională. Nivel de dificultate mediu. Ca acesta să înțeleg, acesta nu se datorează faptului că am avut această perioadă de pandemie, ci schimbări filozofiei examenelor? Da. Singurele schimbări generate de criza sanitară sunt acelea care au determinat adaptarea tematicii de examen la caracterul nespecific al acestui an pe care l-am traversat cu toții elevii în primul rând. Deci tematica a fost adaptată. De asemenea, au fost o serie de reguli. Am micșorat numărul de note necesare încheierii situației școlare din cauza dificultăților întâmpinate. Am introdus și reguli noi, nu sunt neapărat legate de criza sanitară, precum posibilitatea de a face construcții geometrice mâine pe foaia de examen direct sau de a sublinia textele, cum au avut ocazia să facă cu toții ieri la proba de limba română. Un timp suplimentar pentru completarea datelor de identificare, deci din această perspectivă administrativă, să sperăm că am flexibilizat cât am putut lucrurile în interesul elevilor, fără să renunțăm la calitate. Ați amintit de acel incident cu copilul acesta cu nevoi speciale. Sunt șanse să poată să dea totuși proba de limba română? Sigur, poate să dea proba de matematică mâine. Dar în același timp, sunt trist, este regretabil, dar regulile trebuie să fie respectate. Vom vedea în măsura
în care comisia pe care am numit-o pentru analiza acestei situații va găsi o posibilitate legală, se va da șansa și prezentării din nou în examenul de limba română. Adică, de exemplu, din această situație nefericită, să-i spunem, părinții trebuie să știe că în cazul în care au astfel de copii, sunt anumite reguli, au anumite drepturi, dar au și anumite obligații. Ce trebuie să învețe din asta? Sunt 2136 de elevi de clasa 8-a înscriși în școlile speciale. Se adaugă alți 4000 de elevi cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul de masă. Aceștia nu sunt obligați să susțină examenul de evaluare națională. Susțin examenul de evaluare națională doar dacă fac cerere în mod expres. Acest copil a făcut cerere în mod expres pentru a susține examenul. Deși a dorit să susțină examenul, deși ar fi putut să nu-l susțină, pentru că legea asta spune pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Nu sunt obligați, dar dacă fac cerere să susțină, pot susține. Este această situație. Dacă ai făcut cerere să susții, respect și regulile. Am înțeles. Haideți să ne îndreptăm puțin atenția și către examenul de bacalaureat. Da. Urmează examenul de bacalaureat. Aș vrea să clarificați puțin tot circulat cifre legate de numărul, de procentul celor care au absolvit anul acesta și care sunt înscriși la examenul de bacalaureat. Sunt 114.163 de absolvenți de clase terminale înscriși la examenul de bacalaureat din promoția curentă. Se adaugă 19.520 de candidați înscriși la examenul de bacalaureat din promoția anterioare. Raportat la totalul promoției curente, este vorba de clasa 12-a zi și de clasa 13-a seral, fără a include pe cei de clasa 12-a seral sau pe cei de clasa 12-a frecvență redusă, pentru că aceștia nu și-au terminat studiile, deci nu trebuie să intre în calculul absolvenților de clase terminale. Raportat corect la acest număr, procentul este de 77%. Acela este procentul corect. Cum vi se pare? Mic. Mic. Știți care? Anul trecut a fost tot an de pandemie și procentul celor înscriși raportat la promoția curentă a fost de 83%. În plus, anul trecut, asta interesează foarte mult și mediul universitar, nu numai că au fost în procent mai mare înscris la bacalaureat, nu numai că în valoare absolută au fost mai mulți înscris la bacalaureat din promoția curentă, dar din promoția anterioară au fost înscriși peste 31.000 de elevi, iar anul acesta doar 19.520. Știți cine sunt în special cei care au preferat să nu se mai înscrie? Am solicitat să facem o analiză, pentru că rezultatul este foarte important. Cu siguranță cei care nu s-au înscris, fie nu au dorit să se înscrie, au renunțat la educație pe baza acestei perioade lungi în care au rupt contactul cu școala și atunci, din păcate, este o cale de creștere a abandonului școlar foarte îngrijorătoare, după cum sunt și alții care au dorit să susțină examenul de bacalaureat, dar chiar dacă am flexibilizat încheierea mediilor, fiind necesare doar două note și nu un număr de note egal cu numărul de ore alocat disciplinei săptămânal, nu au reușit să-și încheie situațiile școlare. Îmi place să cred că nu am avut colegi cadre didactice care să nu fi dat note de trecere tocmai pentru a nu putea intra în bacalaureat, elevi care să strice, să spunem, palmaresul. E o practică, o suspiciune care tot exista de-a lungul vremii. M-am exprimat corect. Îmi place să cred că nu au existat astfel de colegi. Am atras atenția în mod repetat și apăsat asupra acestei solicitări, pentru care am făcut-o către toate școlile din România. Aveți cum să faceți verificări în aceste, dacă aveți suspiciunea și în aceste direcții? Sistemul de educație este cel mai mare sistem public în orice țară și în România. Sunt aproape 17.000 de școli cu personalitate juridică sau structură arondate. În măsura în care nu ni se semnalează, nu ai cum să știi. Și nu vi s-a semnalat, înțeleg. Sau aveți semnale? Acolo în sensul? Unde ni s-a semnalat, facem verificări. Haideți să trecem la un subiect care nu poate fi evitat. Educația sanitară, educația pentru viață, înainte educația de a trece sexuală. La acest subiect, aș vrea să vă dau și motivația solicitării pe care am făcut-o. Ar fi total incorrect să descărcăm toate neajunsurile acestei perioade de criză
în educație generată de criza sanitară pe elevi. Elevii sunt cei mai puțin vinovați sau nu sunt vinovați deloc. Vinovați de modul în care ne-a găsit această criză, în România și în orice alt stat, suntem noi decidenți în primul rând, apoi poate profesorii care puteau să facă ceva mai mult și în ultimul rând elevii. Deci poate nu trebuie să descărcăm neajunsurile pe elevi. Poate învățăm educație ceva din acest sanitară lucru. Sau ce fel de educație? Sau ce fel de educație? Aș vrea să începem totuși cu o clarificare. Votul de ieri, domnule ministru din Senat, sunteți parlamentar, sunteți senator. În dreptul dumneavoastră... Este un vot care nu m-a interesat. Și cum l-ați dat? Nu m-a interesat. Nu m-a interesat pentru că legea educației naționale este foarte clară. La articolul 1, la articolul 5, aliniatul 1, spune că prevederile legii educației naționale prevalează în domeniul educației asupra prevederilor oricărei alte legi. Continuă articolul 5, aliniatul 1. În caz de conflict între legi, se aplică prevederile legii educației naționale. La articolul 64, aliniatul 65, aliniatul 4, precizează foarte clar, în România, de altfel precum în orice alt stat civilizat, programele școlare și planurile cadru, adică lista disciplinelor, se fac de către Ministerul Educației prin organismele abilitate, adică de către specialiști. Nu se fac nici măcar de Ministrul Educației, pentru că nu am competențe în științele educației. Se fac de către specialiști, adică nu se fac de către parlamentari ca mine. Curriculum nu are ce să caute în Parlament. De aceea votul de ieri nu m-a interesat. Pentru că viza o problemă de curriculum care nu are ce să caute în Parlament. Deci acolo ați preferat să votați ca partidul, dar veți face altfel ca ministru. Este vorba de o educație. În realitate, legea 1 fiind lege organică, prevalează asupra prevederilor oricărei alte legi. Deci, în realitate, în Parlament nu are ce să caute un subiect legat de curriculum. Fie că vorbim de educație sexuală, de educație fizică, de matematică, de chimie, de biologie, de fizică. Nu are ce să caute, pentru că nu există competență. V-am înțeles, dar de ce... La noi în Parlament și sunt parlamentar. Dar de ce ați votat, totuși? Că aveați și opțiunea să nu votați, dacă nu vă interesa. Doamnă, v-am răspuns foarte sincer și foarte direct. Nu mă interesează o lege în care se vorbește de curriculum într-o instituție unde nu există competență pentru curriculum. Simplu. În momentul în care legea confirmă ceea ce spun eu. Legea Educației Naționale prevalează. Aceste lucruri vor fi reglate de către Ministerul Educației prin ordin de ministru pe baza programelor făcute de către specialiști în științele educației. Aveți deja acest ordin în pregătire? Se lucrează la el? Avem planurile cadru pentru liceu în lucru. Le-am stopat pentru că erau necorespunzătoare. Le-am găsit când am preluat mandatul, realizat în august 2020, după care le-am lansat în consultare publică, am spus că poate mi se pare mie și am primit peste 10.000 de propuneri de modificare. Peste 10.000. Deci nu mai erau de acord cu ele nici măcar cei care le-au elaborat. Planurile cadru înseamnă lista de discipline și numărul alocat fiecărei discipline. Fiind stopat acest proces de implementare a noilor planuri cadru la liceu, ele se vor rediscuta pentru a putea fi aplicat începând cu septembrie 2022. Când pui în discuție din nou planurile cadru, adică lista de discipline, acolo vom propune introducerea unei noi discipline, educație pentru viață, care să cuprindă, într-o manieră corectă din punctul de vedere al științelor educației, adaptată fiecarei vârste, de la clasa a 5-a până la clasa a 12-a, care să cuprindă acele elemente care sunt foarte necesare în societate. Și anume. Și anume. Educație sanitară, educație pentru prim ajutor, educație pentru alimentație sănătoasă, educație juridică, educație financiară, foarte importantă, educație rutieră, importantă, educație sexuală, educație civică. Toate aceste discipline, care sunt foarte importante, dar care sunt altfel decât disciplina de matematică, de chimie, de biologie, să fie module predate de către specialiști cu competență pe fiecare modul, într-un sistem integrat, într-o disciplină care să fie obligatorie, deci în trunchiul comun, care să se numească educație pentru viață, spre exemplu, a fost propunerea mea.
și care să integreze toate aceste module. Și atunci, ca să înțelegem puțin, de exemplu, la clasa 5-a, să-i spunem, va fi educația rutieră, la clasa 6-a educația juridică, la clasa 12-a sexuală? Nu, sau nu înseamnă că dacă avem 10 module repartizate în 8 ani de studiu, 4 de gimnaziu și 4 de liceu, va trebui să avem un modul pe an. Nu. Aceste module pot fi repartizate științific, o serie de noțiuni la clasa 5-a și 6-a, o altă serie de noțiuni, un alt modul pentru clasele 7-8, un alt modul pentru 9-10, un alt modul pentru aceeași tematică abordată din perspective diferite, adaptate vârstei copilului. Aș vrea să trecem... Fără să se întreacă măsura în niciun fel. Deci adaptate vârstei copilului. Nu înțeleg efervescența acestui fals subiect. Chiar nu înțeleg. Tocmai pentru că probabil că există o percepție greșită ce se poate învăța la o oră de educație sexuală. Poate unii își imaginează anumite lucruri și, de fapt... Această programă există la nivelul disciplinei numită în prezent educație sanitară. Începe la clasa 5-a cu cele mai simple lucruri, care nu sunt deloc a 5-a și a 6-a, care nu sunt deloc supărătoare. Se prezintă sentimentele de dragoste, apartenența la familie, o serie de lucruri care sunt foarte adaptate vârstei. Haideți, după care crescendo se ajunge într-adevăr la clasele a 11-a și a 12-a la lucruri pe care eu personal ca adult le consider foarte complexe și foarte sofisticate. Eu nu le-am făcut în școală, dar am citit programa. Aș vrea să trecem acum la un subiect, violența în școli. Am văzut că multe cazuri în ultima vreme. În primul rând, haideți să clarificăm situația de la școala Ciolpan. Directoarea mai este în acest moment în funcție? După această perioadă de criză sanitară, pierderile au fost nu numai în plan educațional, au fost în plan comportamental, emoțional, social. Din păcate, se înmulțesc aceste situații. Cazul de la Ciolpan, alături de multe alte cazuri, ne arată că greșeala este de multe ori a celor care ar trebui să impună respectarea regulilor din educație. Greșeala este evident și a elevei respective, greșeala este și a colegilor care au popularizat pe rețele sociale o serie de fotografii într-o modalitate nepermisă. Și a conducerii școlii de acolo? Și a conducerii școlii. Am solicitat Inspectoratului Școlar Județean Ilfov o informare completă și măsurile luate. În urma acestei solicitări, ni s-a adus la cunoștință că s-au făcut deja cercetări disciplinare în acea școală. Astăzi s-a solicitat demisia directorului școlii pentru management defectuos, iar și în cursul după amiezii, directorul școlii și-a înaintat demisia către Inspectoratul Școlar Județean. Domnule ministru, avem în direct și pe doamna Mădălina Turza, consilier al premierului Florin Câțu, consilier de stat. Aș vrea, bună seara, doamna Turza. Inițiatoarea unui program foarte, foarte bun. Exact, aș vrea să ne vorbiți despre acest program anti-bullying, dar nu numai, da? De suport al elevilor care au trecut prin această situație de pandemie și care se resimt. Concret, cu ce îi va ajuta acest program, doamna Turza? Bună seara și mulțumesc de invitație. Așa cum spunea și mai devreme domnul ministru, într-adevăr asistăm în școală, dar nu numai și în societate, la o serie de efecte grave ale pandemiei asupra copilului în ceea ce privește statusul lor emoțional, care de multe ori se traduce evident și în tulburări de comportament, care la rândul lor pot escalada în ceea ce noastră numiți bullying sau violența în școli. Programul despre care vorbim în situația asta vine să răspunde exact acestor nevoi, atât cât vom putea să-l articulăm. Și aș vrea să subliniez că România este una dintre primele țări la nivel european care a pus problema de la nivel guvernamental a unui program național care să adreseze pe de o parte nevoia de sprijin psihoemoțional a copiilor prin intermediul școlii, da? Acolo să putem vorbi despre managementul emoțiilor, iar în cazuri grave să putem oferi copiilor acces la
terapii de specialitate, iar pe de altă parte o componentă care să adreseze exact această zonă a creșterii fenomenului de violență, atât în școli cât și în comunitate. Și pentru aceasta avem în vedere pregătirea specialiștilor care lucrează cu copiii, decontarea unor terapii, așa cum am spus mai devreme, crearea de instrumente concrete de a lucra cu copiii pe zona aceasta în școală, dar și în comunitate. Și cred că cel mai important aspect al acestui program este că aduce la oaltă partenerii din zona privată, neguvernamentală cu cei publici. Vreau să știți că există nenumărate organizații neguvernamentale îmi cer scuze că vă întrerup, fiindcă avem foarte puțin timp la dispoziție. Când va beneficia primul elev, să-i spunem, de așa ceva, de aceste măsuri de care vorbiți în program? Ne dorim foarte mult ca acest program să înceapă din toamnă. Estimarea noastră este că până la începutul lunii septembrie vom putea avea actul normativ care să fundamenteze implementarea acestui program și evident ne bazăm pe sprijinul domnului ministru al educației și al celorlalți miniștri implicați în acest program. Doamna Turza, vă mulțumesc. Domnule ministru, așadar, de la anul putem conta că începem acest proces de a mai diminua aceste fenomene în școală? Va trebui să găsim o soluție. Oricum, o solicitare pe care am făcut-o deja către toate școlile din România este constituirea acelor grupuri de acțiune anti-bullying la nivelul fiecărei școli, conduse de directorul școlii, din care se facă parte consilierul, 3 profesori cu pregătire atât cât se poate din această perspectivă a combaterii unui fenomen extrem de dăunător care își face apariția din ce în ce mai mult, bullying-ul. Și e vorba nu numai de bullying fizic, e vorba de bullying verbal, de bullying social și mai nou de cyberbullying. Așa, și știu că aveți... Aceste grupuri de acțiune trebuie să fie constituite. Suntem în tratative cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru o finanțare care să ne permită angajarea încă din această toamnă a 1000 de consilieri școlari. Să sperăm că există această resursă umană care să fie plătiți din fonduri europene pentru a efectua aceste activități în cele mai vulnerabile 1000 școli din România. Veți vulnerabile. Avea un plan cu aceste școli cele mai vulnerabile, le știți deja? Da, lucrăm de mult timp la o hartă care să ne arate care sunt cele mai vulnerabile școli din perspectiva riscului de excluziune socială, din perspectiva fenomenului de bullying, din perspectiva riscului de abandon școlar, din perspectiva comunicării deficitare cu comunitatea locală, cu părinții, din toate aceste perspective, școlile cele mai vulnerabile ne dorim să beneficieze în plus față de cei 2500 de consilieri plătiți acum de la buget, un număr foarte mic pentru 3 milioane de elevi, de încă 1000 de consilieri plătiți din fonduri europene pentru o perioadă de 2 ani. Așteptăm și rezultatele și Așteptăm mai întâi rezultatele negocierilor dintre Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Vă așteptăm cu aceste rezultate, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult.